Vasilica Viorica Dăncilă va fi primul premier femeie al României după ce președintele Klaus Iohannis a acceptat în cursul zilei de 18 ianuarie nominalizarea sa pentru a forma un nou guvern. Europarlamentarul Vasilica Viorica Dăncilă s-a născut la 16 decembrie 1963 la Roșiorii de Vede din județul Teleorman. A absolvit Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi Ploiești în 1988. În 2006 a absolvit Masteratul Spațiul Public European din cadrul Școlii Naționale de Studii Publice și Administrative din București. Este specializată în programarea și managementul proiectelor, bazele economiei petroliere și luarea deciziilor, expert în armonizarea legislativă, integrare europeană. La 21 ianuarie 2009 devine europarlamentar. Acum, ea va trebui să-și dea demisia de la Parlamentul European pentru a putea ocupa postul de la Palatul Victoria.